Olga Munteanu, Ion Biduc și Vasilica Tudorache sunt primii copii care au participat la emisiunea Da sau Nu, difuzată de postul nostru de televiziune. Mici, dar curajoși, copiii s-au învrednicit de un premiu important. Eu sunt prietenul lor. De mai mult timp îi ajut și îi ajut, de fapt, să-și îndeplinească visurile. În seara asta, nu-mi spuneți? Nu numai. În general. Și o să fac eu un anunț acum. Vă rog. O să suplimentez eu suma până la 250.000 personal. Aha, vorbiți serios? Vorbiți serios? Sincer. Adică le dați suma aia de la început în care credeau ei? Da. 250.000? Zis și făcut, împreună cu echipa sa, omul de afacere a vizitat orfelinatul Preafericitul Iosif pentru a-și onora promisiunea făcută în cadrul emisiunii. M-au impresionat foarte mult cu dorința lor de a câștiga un premiu mare și aici, atenție, pentru a-și finisa lucrările de parație la bisericuța lor din curte și aș pune ferestre în dormitoare. E o dorință foarte nobilă. Oaspeții au fost întâmpinați cu o ciuleandră. Deoarece reprezentanții Fundației Del Vais au adus fericirea în orfelinat, mulțumirile, dar și darurile au fost din suflet. Și de această dată ținem să vă mulțumim dumneavoastră pentru sufletul cel mare, pentru inima cea bună care o aveți dumneavoastră și mai ales în ultimul timp, la auzul și văzul tuturor, faceți aceste fapte bune. Aduc sincer mulțumiri domnului Vlad, să dea Dumnezeu ca când a intrat în acest orfelinat, să fie întotdeauna să deschidă ușa cu piciorul, fiindcă mâinile să fie ocupate. Banii câștigați la emisiune, dar și cei donați vor fi folosiți pentru a schimba geamurile la dormitoarele orfelinatului. În prezent, orfelinatul are grijă de 60 de copii defavorizați.